își revine după o decepție în dragoste când la firma ei vine un nou coleg, Toma. Oi, nu! Stai. E ok, e doar apă. Fată, colegul ăsta nu e cam drăguț. O cunosc pe Sabina și știu de ce în stare. Așa că băiatul ăsta n-are nicio șansă. Serios? Chiar crezi că sunt grozavă? Ah, bineînțeles! Eu mă simt foarte bine cu tine. Și eu. Scuze. Însă Toma este un bărbat interesant și nu doar pentru Sabina. Toma îi duce flori, Sabine. Cum adică îi duce flori? Război cu mine? Păi zic să fie război atunci, Sabino, da? La poartele alea contabile sunt gata abia vineri. Vineri? Păi trebuie predate până luni. Nu, stai, că n-ai cum să faci asta. Să vă povestesc, așa cum mi-am găsit eu cauciucurile tăiate în parcare la mașina mea, da? Să nu se pună cu mine, că sunt în stare de orice. Războiul, că ești amândoi șeful. Ce? Da, ai încurcat-o. Și războiul e departe de a fi sfârșit. Nu-i slobonoagă! Să fiți pace! Ce e astea? Astea e niște dosare. Și mai sunt câteva. Vreo 150. O să munciți și sâmbătă. Și duminică. Superbă. Sunt divină. Toma e atât de emotiv și fragil că zici că e o domnișoară de 14 ani. Dacă îl pup și se sperie. Oare cine îl va cuceri pe Toma? Sau se va speria? Auzi, știi ceva? Tu să-ți găsești un post din ăla de vârsta ta când ai de categorie?